Salutări, dragilor! Urmează o plimbărică la mare cu domnul Răzvan. Una clasică de rupere. Mâine pe la 2-3 sper să înmuiem chiloții în mare. Îmi pare rău că n-am putut să-l agăs și pe domnul Bogdan, pentru că e cu treabă. Gagicile cele două din gașcă nu le-am mai întrebat, că e de ahară coreală rău de tot. E cu de-aia, cu nesomn, cu rupere maximă. Și deci o să facem tura asta doar eu și domnul Răzvan. Într-o maniere clasică, așa cum ne place nouă. Prins vreo două zile libere, atât avem timp, două zile. Adică după aia servici. Un weekend servici. Și sperăm să ne meargă fiarele ca lumea. Așa că să vedem ce ieși. Watch-ul e 21.52 acum. Și să sperăm că merg fiarele cum trebuie. Și fără pene. Și fără, cum spunea un biciclist din aurea, fără proști. Da, de-aia am și ales să plecăm la ora asta, răcorică. Până ieșim de pe DN1 de la după Ploiești. Acum o să mergem mai pe DJ-uri, ca să fim doar noi cu picioarele noastre. Da. Hai să-i dăm. Lucru foarte mișto este că avem acolo sus o super lună plină și sper să stea acolo până îi spun eu să dispar. Adică never. Pot să filmez și o luna asta care se ascunde prin toți pomii și toate crestele de munte mine. Este absolut superbă. Doamne, de frumoasă e. O noapte superbă. Epa, am intrat într-un deal. Este Baciu, este 23.53. Pot de la Dârste până aici 53 de minute am făcut. And that's cute. Și acum urmează întâlnirea cea de taină cu domnul Răzvan. Din câte se vede, pe la Predeal s-a lăsat toamna. Aici a venit toamna. E cu ceață, e cu tot ce trebuie. Da, mergem să vedem vara. Vedem dacă a ajuns domnul Răzvan la întâlnirea cea de taină aici. Așa. Am înfilim că sunt primul. Uia. Uia. I'm the first. Apărut domnul Răzvan. Este hotărât. Vrea să vadă terasa. Băi, o terasă mișto aici este. Am frig. Am văzut și urși. Erau acasă. Erau exact pe drum. Și eu aveam întâlnire cu urmă aici la urcare, dar n-am vrut să vină. Zice, băi, nu mai mi-o somn, nu mai. No. Ia uite ce remor pe goală ai. A rupt în două bateriile. Hai să-ți dau ceva.
plecat din Prădeala până de la întâlnirea cea de taină. Sunt aici o toamnă superbă. Da, am ajuns la Sinaia. Ne-am lăsat cea sa aia, ne-am lăsat și frigul. Era frică neva la capă, la Prădeala. 007. Ce mai fac? Da, da, am dat drum. Super. Cam așa. Hai să facem un traseu spre Uzice. Să vedem dacă mai facem că e prea aproape să vă oprim iar aici. Pentru încărcare. Am ajuns în Ploiești acum. Să fiu atent. Să prima. Este ora 4.10. Este 14 km din parcă. Am dat de fiu, următoarea o fiu. No?
E o priveliște foarte frumoasă, trebuie să recunoaștem. It is a true shit. Look. Și asta e și ridicată, să putem să trecem pe sub ea. A? Oh, oh, oh. Aha. Ia uite pe aici. Uite, avem și loc cu tot cu timuri. Așa. De oarba asta. O noapte absolut perfectă! Dacă pot să văd luna... Bine să vedem. Așa... Așa... Ceva superb! Absolut superb! Suntem pe o porțiune de drum foarte mișto în comuna Olari. Absolut superb. Și pare rău că n-am pornit camera mai devreme. Că a fost și mai simpatic, dar nu mă așteptam. Asfalt proaspăt, turnat, marcaj, foarte tare. Yep. Începe să se crăcăneze de ziua. Un aer în dimineața asta super. Și mai avem, am făcut până acum 140 de km de când am plecat din Brașov, trecut de Ploiești. Mai avem vreo 65-70 până la Lehliu Gară, unde este următorul stop de încărcat, un pic de băgat, un pic de curent în acumulatori. Și să vedem cum combină lucrurile, că ar fi mișto să ne punem și noi un pic de orizontal acolo. Dar să vedem ce găsim, cum găsim. Da. Mic dejun în servire imediat. Because suntem rupți în guriță. Pe trascua proia. Băi, zi serios acum. Băi, unde, zi-mă, unde ți-ai băgat coa furaia? Serios, a zis și cască mie. Cască abus adevărăciune. Nu pot să cred așa ceva. Unbelievable. Suntem pe la... Suntem aproape de Lehliu. Deja oboseala se simte. Mai avem încă 20 de km până la Lehliu Gară. Și acolo sper să furăm un pic de somn undeva. Because it's not cute. Dacă nu. Pentru că mai avem încă vreo 200 până în seară de făcut. Da. Aici un biciclist rătăcit. Sau nu mai știți cum unde să tăiați sau nu mai știți? Că nu mai știți. Vai. Emoția m-a cuprins toată, nu mai pot să-mi fugă de la acel gest goodness. Da. Oboseala spune cuvântul, ce pensul în razna.
Abai după ce am stat așa la umbră un picuț. E canicul aici, e fierbeau șoșonii în picioare. Acum îi dăm către un Kaufland, suntem în Călăraș. Îi dăm către un Kaufland să luăm niște camping.
O zonă superbă! De kilometri până la Constanța, suntem rupți de parcoreală. Abia așteptam să luăm somn direct. Încă 50 de kilometri. Acum traversăm canalul din Lambrate Negra. Am ajuns în Lambrate. Greșesc. Avem 20. Mai greu de reciclat decât nenorocirea asta de tubură aici. Perucă. Cam 5 trase, 5 metri. Sunt pot să-mi găsesc un traseu. Stai să analizăm un pic traseul, că nu place cum ne bate asta. Ajung și la mare. Urmează să punem un port undeva wild. Și sper să ne trezim fără biciclete dimineața. Avem aici numai morți și răniți. Pa! Campat aici la locul meu de suflet. Mă duc să-mi iau o cafeluță, că am nevoie de o cafeluță. Și ne-am luat bilete la tren, la Softrans. Ne mai mâim un pic și cam asta este.